Bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip la mine pe canal. A trecut o grămadă de timp de când nu am mai filmat un videoclip așa static, să mă pregătesc, să-mi pun la valiera ca voi să mă auziți mai bine. Și s-au întâmplat destul de multe, de asta nu am mai avut timp. Nu am mai avut timpul necesar să filmez un videoclip de genul ăsta, deși mi-aș dori ca pe viitor să încerc din ce în ce mai mult să filmez videoclipuri și statice pentru voi, însă am observat că vă plac foarte, foarte mult vlogurile, daily vlogurile, să vă arăt eu așa ce fac în viața mea de zi cu zi, așa că m-am ghidat cumva după ceea ce mi-ați spus voi și de aceea am filmat în ultima perioadă numai daily vloguri. Bineînțeles că o să vă las carduri pe aici, pe tot parcursul videoclipului, să mergeți și la acelea dacă vreți să le vedeți. Și pentru astăzi, după cum vedeți și în titlu, avem un unboxing, un haul, nici nu știu exact cum să îl numesc. Unboxing nu prea mai e pentru că am desfăcut deja produsele și le-am și încercat, dar am zis că mai bine să le încerc pentru că m-am gândit că e mai bine să vin aici cu o părere în fața voastră, să vă spun care e părerea mea sinceră despre ele și așa cred că vă dați și voi seama mai bine de produse. E foarte, foarte cald, încerc să nu mă topesc, dar gata, haideți să trecem la videoclip. Înainte de a trece la produse, vreau să vă spun că am ales cumva să vă arăt produse din mai multe domenii pentru că știu că nu suntem numai fete și nu ne interesează numai, nu știu, un subiect, de exemplu, machiajul, că vreau să vă arăt și niște produse de machiaj, așa că voi încerca să diversific cât de mult pot eu. Așadar, haideți să începem cu primul colețel care a venit la mine. Și este un colețel foarte drag mie, este vorba despre o pereche de ochelari. M-am bucurat enorm când mi-a scris această companie. Este o companie daneză, din câte am înțeles eu, se numește Munel sau Munel, nu știu exact, nu vă luați de pronunția mea, Copenhagen și avem aici o pereche de ochelari. Ei au fost foarte drăguți, mi-au scris să-mi aleg două modele de ochelari de la ei de pe site și aici am unul dintre modele care se numește William și este o ramă neagră, dar mai este pe drum încă o ramă, este un pic diferită față de aceea, o să vedeți că aceasta este mai pe pătrat așa și aceea este rotundă și are un model de animal print așa. Dacă sunteți interesați și voi de acești ochelari, o să vi arăt și pe aceea când o să-mi vină, dar haideți să începem cu aceștia. În primul rând, îmi place la nebunie atenția la detalii și o să vedeți pe tot parcursul unboxing-ului de la ei că sunt foarte, foarte atenți la detalii. M-am uitat pe site, mi-am ales o pereche de ochelari și ei vin în cutiuța asta. După care mai avem aici un cartonaș pe care dacă o să-l scoatem, o să mai găsiți câteva chestii aici, și anume mai avem o batistuță, la fel cu brandul lor, niște simptome, să zic așa, ale ochilor, de exemplu, dacă ai dureri de cap, probabil purtătorii de ochelari ca mine știți exact care sunt simptomele. Ochelarii pe care mi-am ales eu sunt aceștia din mijloc William și mai am o pereche care v-am spus că este pe drum, aceștia Luca. Și bineînțeles, ei au foarte multe culori, au pe roșu, pe verde, pe negru, pe navy blue, foarte, foarte multe rame. Și acum haideți să vi arăt pe ai mei, vin așa într-un pouch foarte drăguț de ochelari, la fel, atenția la detalii este superbă. Și ochelarii sunt cam așa, deci arată mult mai bine decât mă așteptam sau cel puțin nu mă așteptam să fie atât de calitativi. Cu blue light, cred că aceasta este o protecție pentru calculator, nu au putut să-mi pună și dioptri, bineînțeles, doar că eu m-am gândit că o să folosesc această ramă pentru a-mi pune niște lentile de soare pe rama aceasta. M-am gândit să-mi pun niște lentile de soare pe această ramă și haideți să o probez, să vedeți exact cum arată pe mine. Știți că eu sunt purtătoare de ochelari și am acești ochelari, o ramă de la Guess, cred că de 2 ani sau de 3 ani. Cred că totuși de 2 ani o am pe aceasta și îmi place tare, tare mult așa că este pătrată, dar cumva aici în colțuri este puțin chetai așa
și am încercat să fie cât mai asemănătoare cu aceasta, pentru că nu știam exact dacă îmi stă bine. Cam așa arată rama aceasta pe mine. Sincer, îmi place foarte, foarte mult. Deci de când mi-am pus-o pentru prima oară, de când mi-a ajuns coletul acasă, îmi place la nebunie cum îmi stă cu ea și abia aștept să primești și cealaltă pereche, după cum v-am mai spus deja. Sunt niște ochelari destul de simpli, rama nu mi se pare nici prea groasă, nici prea subțire. E așa, finuță și să știți că am încercat-o și pe prietenul meu și la fel, mi se pare că este universală. Deci să nu le mai pocesc eu numele. Vedeți aici, sunt super calitativi ochelarii. Dacă aveți și voi nevoie de rame, puteți vă puneți voi lentilele sau puteți să vă puneți de pe site de la ei dacă aveți deja prescripția medicală. Vă recomand 100%, de cred că se vede deja încântarea pe fața mea. Ba mai mult, am pentru voi și un cod de reducere de 15% reducere, așa că dacă așteptați un semn, acesta este. O să vă trec eu pe aici, este TREAT15 codul de reducere și dacă vă comandați de pe acest site, vă rog să-mi spuneți și mie prin comentarii dacă sunteți mulțumiți la fel ca mine. Bun, acum trecem mai departe cu un colețel tot așa primit, de data aceasta de la Fairy și am aici noul detergent de vase cu arbore de ceai, rodie și lămâie. Apropo, cei de la Bastor au avut grijă să împacheteze foarte frumos, la fel ca de fiecare dată. Știți deja că eu colaborez cu Bastor de foarte, foarte mult timp și mi se pare că în ultima vreme chiar au campanii foarte interesante. Și după cum vă spuneam, acesta este noul Fairy și ce este așa special la el? Probabil vedeți că sticla este una diferită. El spune că ar avea o tehnologie anti-scurgere și exact așa putem pune detergentul fără să curgă nimic. Eu încă nu l-am desfăcut, dar o să-l pun la test. Chiar sunt super curioasă, după ce termin acest videoclip, chiar am niște vase de spălat și o să-l pun la test. Puteți vedea o părere mai pe larg la mine pe Instagram și pe Facebook, pentru că să încep să postez niște fotografii cu părerile mele despre acest detergent. Dar până una alta am zis să vi-l arăt și vouă, pentru că mi se pare foarte, foarte interesantă această nouă tehnologie și, bineînțeles, și aromele noi. Abia aștept să le testez. Încă o dată mulțumesc Fairy și Bastor pentru acest colet minunat. Iar acum să trecem la ultimele produse pe care vreau să vi le arăt, care sunt din categoria îngrijirea feței și machiaj. Vreau să vă arăt un produs de la Avon, care a ajuns la mine, la fel, este o colaborare între Bastor și Avon. Știți că v-am mai arătat de-a lungul timpului produse de la Avon, care îmi plac tare, tare mult. De data aceasta avem aici un serum cu protein. Ceva ce, să vă spun sincer, este destul de nou pentru mine, pentru că nu obișnuiam să folosesc niciun serum. Eu prefer o rutină de îngrijire a tenului cât mai simplă, cu mai puține produse, dar de data asta am încercat acest serum care lasă o piele atât de catifelată și atât de hidratată, deci e ceva de vis. În afara faptului că și ambalajul este așa luxuriant și este din sticlă, probabil vedeți că are așa niște particule sclipicioase și produsul este rozaliu. Și ce face acest ingredient, protinolul? El spune că ar fortifica straturile pielii, va spori producția colagenului și astfel pielea noastră va fi mereu elastică, fermă și super strălucitoare. Acum voi folosi acest produs în rutina mea de skincare. O să îl aplic o dată pe zi, cel mai probabil seara, când îmi fac rutina de seară. Încă ceva de la Avon, odată cu produsul acesta, mi-am mai comandat eu un ulei de buze, pe care îl port și acum pe buze. Deși probabil vedeți că este destul de subtil, îmi place la nebunie, v-am zis că este tot de la Avon, Avon True, ulei de buze, foarte micuț și drăguț. Mă țineam de mult timp să îl comand și am văzut că este la un preț mai mic acum în luna iunie, era normal vreo 26 de lei și acum este 15 și am zis să profit de această ocazie să-l cumpăr. Cam așa arată el, este destul de micuț, are 7 ml, dar e super, super drăguț. Nu e atât de intensă culoarea pe cât e aici. Chiar aceasta este nuanța Blossom și mai era o nuanță un pic mai deschisă, dar am zis să o iau totuși pe
pe aceasta și îmi place la nebunie cum se simte. Deci nu e lipicios absolut deloc, lasă buzele extrem de hidratate, deci eu m-am dat acum și o să mă țină câteva ore bune. E super, adică chiar au făcut o treabă foarte bună cei de la Avon. Mi se pare că bate multe luciuri de buze mai scumpe, mult mai scumpe. După care, ultimele produse de machiaj. Prima dată avem acest fond de ten de la Catrice. Cred că toată lumea e nebunită după el. True Skin Hydrating Foundation cu acid hialuronic. Nuanța mea este 002 și bineînțeles că l-am luat și eu pentru tot hype-ul care era cu el. Toată lumea spunea că dacă îl folosești pe acela de la Catrice HD, o să vă inserez o fotografie pentru că nu știu exact cum se numește. Spunea că dacă îl folosești pe ăla și îți place, ăsta o să-ți placă și mai mult. Eu nu l-am folosit pe acela, dar aveam de gând să-l cumpăr. Ei, și dacă tot a apărut acesta pe piață, care zice că hidratează, că are o textură mai lejeră, tot am auzit și eu review-uri că nu se vede pe ten, că nu e cakey. Și atunci era o promoție pe Notino, dacă luai produse de la Catrice în valoare de 50 de lei, primeai o paletă de farduri, o paletă de iluminatoare pe care o să vă arăt imediat. Dar să vă spun despre acest fond de ten, l-am și folosit în videoclipul de astăzi, la fel cum am folosit și uleiul și sincer nu este atât de bun pe cât mă așteptam. Chiar mă așteptam să fie wow, după cum spunea toată lumea, dar mi se pare că după câteva ore de la aplicare, după 3-4 ore, deja se strânge în anumite puncte ale feței și în zona T, cel puțin unde am eu fața uleioasă, acolo mi se pare că nu mai reușește să facă față după câteva ore. Dar de când l-am luat pe acesta, tot încerc să-i fac diferite teste, să-l aplic cu pensula, să-l aplic cu burețel umezit. Pentru astăzi l-am aplicat cu burețelul umezit și deocamdată îmi place cum arată, are un aspect foarte drăguț, natural, nuanța mi se potrivește destul de bine, zic eu. Și atunci, de pe Notino, mi-a mai comandat un produs de la Catrice, acel lip booster, parcă se numește acel luciu de buze, pe care nu l-am aici, știu sigur că l-am într-o geantă, dar o să vă inserez la fel o poză pe aici, pentru că la fel, auzisem de la toată lumea, de pe TikTok mai ales, că e foarte bun, că are într-adevăr acel efect de mărire a buzelor. Îmi plăcea, sinceră să fiu, îmi plăcea foarte mult la el cum lucea. Și în continuare mi se pare că este unul bun, doar că după ce am încercat acest ulei de la Avon, am observat, bine, sunt două produse diferite, acela e un luciu lip gloss și acesta este un ulei, doar că dacă mă dau cu ăsta nu mi se lipesc buzele deloc, pe când cu ăla am impresia că mi se lipesc buzele mult mai tare, plus că e foarte enervant că îți vine părul pe buze și ți se lipește. Dar oricum, un produs destul de bun și acela îl folosesc, doar că mi se pare că trebuie mai des reaplicat față de acesta. Așa, și pentru că am comandat atunci produsele astea două care făceau 50 de lei, am primit cadou de la ei această palețică de la Catrice Clean ID, cred că se numește, Mineral Highlighting Palette și este vegană, nuanța 010 Rose Gold. Și avem aici trei iluminatoare, stai să vă acopăr oglinda să nu vă orbesc. Avem aici trei iluminatoare foarte, foarte drăguțe, deci îmi plac la nebunie și le folosesc pe fiecare, de fiecare dată când am ocazia și este o palețică foarte calitativă și nu vă zic că aceste iluminatoare o să-mi ajungă o viață, chiar o viață și jumătate. Și chiar mă bucur că am făcut acea achiziție pe Notino cu fondul de ten și cu luciul de buze și palețica asta o folosesc în fiecare zi, plus că mă folosesc mult de tot și de oglindă, mai ales că are și închiderea asta cu un magnet, chiar e foarte, foarte practică. Bun, și cam astea au fost produsele pe care am vrut să vi le arăt, pe care am vrut să le împărtășesc cu voi, v-am spus, sunt așa din categorii diferite și am zis să vin aici, poate, cine știe, ajut mai multă lume.
Aș mai avea niște lucruri să vi le arăt și aș mai putea să fac pe viitor un videoclip de genul acesta. Bineînțeles, am nevoie de părerea voastră. Spuneți-mi în comentarii cum vi s-a părut acest videoclip și ce altceva ați mai vrea să vedeți la mine pe canal. Acum nu vreau să vă promit nimic pentru că e o perioadă destul de aglomerată în viața mea. Termin acum facultatea, urmează licența și multe altele pe lângă. Așa că timpul meu este din ce în ce mai limitat. Gata, v-am lăsat. Până data viitoare, vă las cu celelalte videoclipuri de ale mele aici pe canalul meu de YouTube și noi ne revedem data viitoare cu un alt clip. V-am pupat, pa, pa! Yes.